Bună dimineața, Lucian, și sunteți la Minutul Sportiv. Să trecem întâi rezultatele ultimei etape din Liga 1. Vineri, FC Argeș, Viitorul Constanța, 1-0. Sâmbătă, Chindia Târgoviște, UTA, 1-1 și Neamov Sepsi, 0-0. Ieri s-au disputat 3 partide. Poliaș Astra Giurgiu 2-3 într-un meci foarte spectaculos. Academica Clinceni Universitatea Craiova 0-0 și surpriza etapei Hermannstadt FCSB 1-0. Ultimele două partide ale etapei se joacă astăzi, FC Botoșan Gazmetan Media și CFR Cluj FC Voluntari. Astăzi avem foarte multe de discutat, ne vom axa mai mult pe Liga a doua, însă și pe Cupa României, deoarece la 12:30 avem tragerea la sorți a cupei, unde avem 4 echipe din Liga 1 și 4 echipe din Liga a doua. Revenim în câteva minute cu primul nostru invitat. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey-o. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey-o. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, Egyptian. Am revenit la Minutul Sportiv și alături de noi prin telefon se află domnul Adrian Mihalcea, antrenorul cel la Unirea Slobozia. Bună dimineața! Bună dimineața și dumneavoastră! Sunteți pregătit de această nouă provocare? Ați acceptat să luați echipa plată pe locul 18 în Liga 2? Normal că sunt pregătit și până la urmă nici nu contează poziția în momentul de față, contează ceea ce avem de făcut și ceea ce ne-am propus în această a doua parte. Provocări sunt în permanență și au fost și cu siguranță vor fi. Și dacă joci la promovare, și dacă joci la să te salvezi de la retrogradare, e aceeași tensiune, e același mod de lucru, așa că nu fac probleme din punct de vedere. Care este obiectivul Unirii Slobozia în acest an și apoi pe termen lung? Păi, în acest an e cu siguranță rămânerea în divizia a doua. E primul an de la promovare și știu că e primul an cel mai dificil. Cel va fi din vară acolo, vom vedea. Important este să ne atingem obiectivul anul acesta. Dar pe termen lung se vorbește promovarea la Slobozia, de promovarea în Liga 1? Pe termen lung putem vorbi din vară încolo. Momentan se vorbește doar de rămânerea a doua divizie și avem toate condițiile necesare pentru a îndeplini acest obiectiv. Nu avem nicio problemă. Poate cea acum pe început de campionat cu accidentările și să sperăm că nu vom avea probleme și cu COVID. Vom face săptămâna aceasta testele și sperăm să fim toți ok. Aveți chiar un derby pentru evitarea retrogradării la Bacău acum, prima etapă, sâmbătă. Este primul meci, este cel mai important, dar pentru noi toate vor fi derbiuri, toate vor fi meciuri capitale, așa că nu ne pregătim doar pentru acest meci. Este primul, bineînțeles că luptăm contra unei echipe care își dorește, la fel ca noi, rămânerea în divizie și este important, dar nici de cum un meci capital, mai sunt alte meciuri. Noi sperăm să începem cu dreptul, asta e singura noastră opțiune în momentul de față. Cum vedeți lupta promovare în față? Deși sunteți, nu vă luptați, dar cum vedeți lupta între celelalte echipe? Cine crezi că va promova, se va lupta pentru primele două locuri? Păi, în momentul de față, bine, neștiind ce se vor întâmpla cu punctele echipei turist, dacă se vor retrage, dacă se vor scădea, dacă vor rămâne aceleași,
chiar este o problemă. Dar sunt 8 echipe care se vor bate în primul rând pentru accederea în play-off și acolo va fi o adevărată luptă. Diferența dintre primele 4-5 este destul de mică, la fel cum este și la lupta pentru retrogradare, și din punctul de vedere văd o luptă strânsă. Sunt echipe bune, echipe care s-au întărit și își doresc. Sunt ca niciodată echipe mai mult de 3-4 care își doresc promovarea. Așa că va fi interesant. Există jucători la Unirea Slobozia pe care îi vedeți să facă pasul spre Liga 1 cât mai curând? Să transfere la echipe din Liga 1? Momentan să-și facă treaba, să-și facă meseria cât mai bine la noi și după, de ce nu, să facă și un pas important. Dar nu ar fi fair play din partea mea să nominalizez un anume jucător. Sunt jucători cu calitate, sunt jucători dintre ei foarte tineri care pot face saltul, dar depinde numai și numai de ei și de parcursul lor de acum încolo. Ai nevoie de un progres în fiecare meci, ai nevoie de un progres în fiecare an și asta nu poate fi decât influențat de noi antrenorii, dar în mare măsură depinde de ceea ce își dorește fiecare în parte. Deci momentan noi avem jucători importanți pentru echipa noastră, toți sunt conectați la ceea ce trebuie să facem noi și doar atât. Pe viitor rămâne de văzut, dar nu aș dori și nici nu doresc să nominalizez pe cineva. La Liga 1 aveți timp să o mai uitați acum? Păi mă uit la Liga 1, mă uit la campionatele importante, da, am timp. Cât pot mă uit la tot ce înseamnă fotbal pentru simplu faptul că vreau să învăț în continuare. Voiam în primul rând să vă întrebăm cum vedeți lupta la titlu în Liga 1? Păi, lupta la titlu se va da ca și anul trecut între CFR, Steaua și Craiova. Celelalte echipe nu le văd cu atât de mare forță încât să se bată, să intre în acest triou. Aș miza în continuare pe experiența celor de la CFR, dar văd că și Steaua, exceptând ultima perioadă, e o echipă în creștere, Craiova în permanență în coasta lor, deci acolo, una din cele trei echipe, cu siguranță va câștiga campionatul. Și în al doilea rând, voiam să vă întreb cum ați trăit victoria lui Dinamo în fața FCSB-ului. Bănuiesc că v-ați bucurat miercuri. Și cum vedeți situația la echipă în continuare? Da, mă bucură orice rezultat al echipei Dinamo. E nicio... Nu există practic o altă echipă așa care să fie în prima divizie la suflet. Dar din păcate nu e de ajuns doar această victorie, e nevoie de mult mai mult, e nevoie de o oarecare stabilitate ca să reușească pe termen lung. Sunt în continuare în Cupa României, un obiectiv pentru ei anul acesta, acela de a câștiga Cupa României, poate fi cu un eventual trofeu, poate fi un sezon salvat, dar nu sunt încă limpezi apele la Dinamo, din păcate. Este foarte ciudat că de când a dispărut ușor domnul Cortaseco, Dinamo merge din ce în ce mai bine, cum au plecat spaniolii, s-au dus mai deoparte. Da, bine, situația clubului administrativ nu știu, ceea ce pot să vă spun e că cei din DDB fac eforturi supraumânești de a menține pe linia de plutire această echipă. Din punct de vedere sportiv, Dinamo are un lot destul de competitiv și lucrul acesta se vede, dar la un moment dat ceea ce se întâmplă în partea administrativă te apasă și de asta zic, dacă lucrurile nu se vor regla într-un fel sau altul, e greu de crezut că Dinamo va putea să mențină această linie pozitivă sportivă. Mi-ar plăcea să se întâmple lucrul acesta, mi-aș dori să plece tot ce înseamnă grupare spaniolă, conducător spaniol și să vină cineva care să reușească într-un timp nu foarte lung să redreseze această echipă
fanion a țării până la urmă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și vă urăm mult succes cu Unirea Zobozia și să vă împlinți toate obiectivele. Și le spunem ascultătorii noștri să se uite la meciul cu Poli Timișoara, va fi mult televizat, cel cu Aerosan va fi televizat, din ce știu. Da, vă mulțumesc, da, ăsta e și celul nostru acela de a ne atinge obiectivele și le doresc tuturor să fie aproape de echipă, că sunt momente mai bune, că sunt momente mai slabe, e important să știm că sunt alături. Mulțumim și mult succes, zi bună! Și eu vă mulțumesc, la revedere! Revenim cu tragerea la sorția Cupei României în 10 minute. Come on, shake your body, baby, do that conga.
Noi urmărim să fim urmăriți pe Art FM. Sunt Sidonia și vă aștept să ne ascultați la Art FM. A scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broom. So, no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. Don't wanna know. A
am revenit până intrăm în direct cu domnul Ovidiu Stânga, antrenorul celor de la FCU Craiova 1948. Îl am pe colegul meu de la matinal, Paul Saftiuc, sau nu mai ești la matinal acum, unde mai ești? Pe tehnic. Pe tehnic. Să vorbim despre tragerea sorții a cupei, care tocmai s-a încheiat. Avem un duel între două echipe din Liga 2. Avem viitorul Pandurii Târgu Jiu Cluj. Deci vom avea o echipă din Liga 2 cu siguranță în semifinale. Foste echipe din Liga 1 chiar. Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu este. Viitorul Pandurii Târgu Jiu, nu trecutul Pandurii Trecutul, da, deci altă echipă acum. Pe stadionul cel nou joacă ei, nu? Da. Ah, ok. Tudor Vladimirescu. Ăla nu. Avem Petrolul Astra, care era un derby pe vremuri în Ploiești. Acum Astra s-a mutat din Ploiești, dar tot un derby rămâne. Petrolul chiar a fost o echipă campionă acum câțiva ani, dacă nu mă înșel. Cum vezi Petrolul Astra? Cine se califică? Astra. Eu văd Astra, nu știu de ce. Avem și duelul echipelor din Liga 1 India, Universitatea Craiova. Craiova. Dunărea Călăraș Dinamo. Ar fi ceva să zic... No, eu zic Dinamo. Depinde și ce obiective. Cristi Pustea a spus că obiectivul Dunării este promovarea în Liga 1, nu Cupa României. Deci da, să fie echipa a doua. Cu toate că au ajuns unde au ajuns, de ce să nu-și pună problema să meargă și mai departe? Dunărea Călăraș? Da. Dar a avut și noroc. A întâlnit o echipă din Liga 3 în faza 16-milor și optimea a trecut automat datorită lui Turis, care s-a retras. Deci au avut sfertul frântă să întâlnească o echipă din Liga 1 până acum. Am înțeles. Deci tu vezi Astra, Craiova, Dinamo și Universitatea Cluj sau Viitorul Pandurii? Cluj. Nu, aș merge pe Cluj de data asta. Da, nu, de ce să nu fiu... Bine, acum, în fotbal vorba aia, sunt surprize, dar eu zic că Cluj dintre ei. Da, ca și campioană de acolo, aș merge pe... Cred că ori Craiova, ori Dinamo. Dacă nu ia Craiova, cupa va fi foarte, foarte dificil sezonul, pentru că... Deci dacă Craiova nu ia cupa și o ia, să zicem, o luăm Dinamo, da? Atunci vom avea, și să zicem că Craiova nu termine, vom avea primele, campioana va merge în Champions League și locul 2 și câștigătoarea cupei va merge în Europa League, în Conference League. În Conference. Și vom avea un baraj între locul 3 din play-off și locul 1 din play-out pentru un loc de Conference League, ceea ce mi se pare un lucru foarte greu. Dificil, nu? Și mi se pare mult mai ușor, mai bine te duci în play-out și câștigi play-out-ul decât să termini pe locul 3 în play-off. Da. Nu mai e ce a fost acum cupa. Deci hai să o gândim așa, dacă tu ai fi Ilie Poinaru, să zicem, ce alege? Să te duci în play-off să te chinui pentru locul 3 sau să te duci în play-off să-l câștigi, să joci? Vreau să câștig. Care e cel mai avantajos? Să câștigi. Câștigi, nu? Asta e treaba. Deci ai să pierzi ca să câștigi. Da, mai sunt și cazuri. Este foarte, foarte ciudat acest sistem, așa mi se pare. Da, e un pic cam exagerat dacă stai să te gândești. În loc să-l facă cât mai ușor pentru toată lumea, el mai mult îl dezavantajează. Pentru că, să zicem, Craiova se luptă la titlu până în ultima etapă, printr-un ghinion termină pe locul 3, nu câștigă nici cupa și după aia se îmbolnăvește COVID, Doamne ferește, joacă un baraj cu locul 7 și pierde. Și nu prinde loc de Europa. Nu prinde nimic. Da. Exact. Stă iar în clasament și așteaptă sezonul următor. Da. Ia iurea să iei pe locul 3 să nu joci nici să iei pe locul 7 și să joci în Europa. Da. Nu știu ce să zic. Domnul Borean a spus că așa se face mai multe meciuri, mai mult interes. Dar nu știu cât de corect este. Dar nu-i corect. Cum să fie? Ce interes e? Nu-i corect. Eu zic să face o propunere. La finalul campionatului, câștigătoarea și ultimul loc să-și lupte pentru trofeu. Gata, nu. Cu finală. Da, cum era cazul de acum câțiva ani cu Gloria Buzău și lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Ei nu câștigau și când au câștigat primul meci, i-au trimis pe băieți la primul meci de ligă. A fost caz. Nu știu dacă mai știi, în Argentina pe vremuri era apertura și clausura, se juca turul și treturul, două campionate diferite. Da. Și River Plate a ajuns într-o situație foarte ciudată în 2014, a jucat barajul pentru titlu și barajul pentru evitarea retrogradării în același timp, pentru că a câștigat apertura și terminat clausura pe ultimul loc. Hai că asta e interesant, de stai, tu joci pentru... Și a și retrogradat și a și campionat în același an. Adică eu plâng și râd în același timp sau cum vine? Deci în același an River Plate a câștigat campionat și a și retrogradat. Asta e un fel de două feluri. Da, e ciudat dacă stai să te gândești. Înțeleg să retrogradezi pe baza, nu știu, nu ți-i licența, dar să iei cupa și să zici, cupa, campionatul și să zici, ai retrogradat. Ce asta, mamă? Mâine avem și Champions League. Ești pregătit?
Mereu. Eu abia aștept să știu dacă apucăm să mergem, să vedem la București Chelsea Atletico. Mâine când mi-i răspuns la Hoana, nu. Ofițerul de presă Atletico Madrid. Doamne, ajută. Te rog, spune-ne că e de bine. Por favor. Por favor, amigo. Vorbește cu Pablo Cortasero, poate face o traducere cu spaniolul. Mie nu-mi displace omul, nu știu. Ai treaba lui. Da, hai să vedem ce va fi de mâine încolo, că poate apucăm să vedem un super meci. Avem un meci foarte tare, mi se pare mie, Leipzig cu Liverpool, ce zici? Leipzig, aș zice că face... Surpriză. Eu nu știu, merg pe Leipzig și anul trecut în sferturi au ajuns, chiar în semifinala, dacă nu mă înșel, și am rămas uimit să știu că echipele deja, dacă e să te gândești, echipele astea care vin din urmă, încet, încet vor fi campioane pe viitor, gen cum a fost Tottenham când a ajuns în finală, nimeni nu se aștepta. În ultimul moment a dat gol... Chiar în ultimul moment a dat la meciul cu Ajax. Lucas Moura. Moura. A dat 3 goluri în acel meci. În hat-trick-ul, da. Ultimul gol fix în ultima fază. Da. Eu zic că Leipzig va face o surpriză. Dacă... Mie îmi place foarte mult de Julian Nagelsmann, recunosc de antrenorul de la Leipzig. Dar aș zice că ei o să facă o surpriză anul ăsta. Nu știu. Și Atalanta, n-ai văzut când au ajuns. Și Leicester, când au jucat sferturile de final. Deci sunt surprize. În Champions League nu mai e ce a fost. Doar că, uite, asta este problema în Germania. L-au pe Upamecano, care este foarte bun și l-a vândut deja la Bayern. Bayern, când vede unul foarte bun, nu-l cumpără în Germania. Deci nu știu, slăbește concurența. Asta este strategia lui Bayern, în primul rând. Nu-ți permiți, sunt bani foarte mulți la Bayern. Nu-ți permiți să îi refuzi. Ma cum? La Bayern München? Cum să refuzi? Da. Și avem și PSG cu Barcelona, tot mâine. Uite, ăsta a fost un match horror. Ții minte acum câțiva, celebrul match 4-0 în tur și după aia 6-1. A fost șocant. 6-1. De eu nu știu, la pariuri e ceva de stat. Tu chiar bași la pariuri? Da. Și cum e? Am câștigat, merg foarte bine. Mă, și eu trebuie să încerc iară, că înainte băgam cu a mea. Am simțit victoria lui Dinamo de miercuri și am câștigat ceva. Ala cu FCSB? Da. Da, acolo a fost foarte implicat casele de pariuri. Și pentru seara asta, eu am observat că de fiată când FCSB se încurcă, se încurcă și CFR-ul. Și mi-a plăcut foarte mult cota de 4.30 la X2, la CFR voluntari. Și X2. X2. Dacă te gândești la victoria voluntarilor, ar fi cota 15. Da. Vom vedea și vom trei și vom vedea și eu vreau să mai încerc. Te gândești de seară? Crezi că se încurcă CFR-ul? Cu cine joacă CFR-ul? Chiar? Voluntari. Voluntari. Nu, cred că CFR-ul va câștiga. Nu știu, cu voluntari. Nu, eu zic că CFR-ul va fi... Măcar un 1-0 mă face. Mi se pare că voluntariul de la venirea lui Bogdan Dodon începe să-și revină. A bătut pe Viitorul în ultimul meci pe teren propriu. Da, dar Viitorul încet, încet... Nu, în deplasări chiar. În deplasări, nu? Da, la Ovidiu. Începe să scârție chiar Viitorul. Am înțeles că ei nu apucă play-off-ul. Depinde. Momentan Mircea Renic este bolnav de coronavirus și este Cătălin Angel. Poate când revine Renic își revine și Viitorul. Na, cu Renic, antrenor, să știi că multe surprize s-au întâmplat. Mi se pare că de când și-a luat Hagi mâna de pe Viitorul s-a dus la Vale. Dar el încă e patron. Este patron, dar nu mai este antrenor. Și acum numai patron e, nu mai face nimic. Da, și nu se bagă, chiar nu se bagă peste antrenor și se observă asta. Păi nu așa ar trebui să fie. În modul ăsta. Da, mulți spun și nu știu dacă ții minte, acum un an Viitorul a fost scoasă din cupă de Sănătatea Cluj, dacă mai ții minte, a fost surpriza, da. 16.000-lor, din cauza că Hagi nu a fost, era antrenor, dar a fost la Rangers să-l vadă pe Iani și nu a fost pe bancă și mulți spun că prezența lui Hagi pe bancă contează foarte mult pentru jucător, chiar dacă nu le zice nimic, doar să-l vadă pe bancă. Adică el e un fel de talisman pentru echipă. Și le îmbărbătează foarte mult, chiar dacă nu le zice nimic, doar să-l vadă acolo, e da. Foarte important pentru ei. Foarte important, normal. Da, e... Prezența unui jucător mare, unei glorii, să zic, la o echipă, dă bine. Să zic, uite, a fost Hagi pe teren, mi-a dat o sursă de încredere și m-a motivat. Nu dă bine. Da. Și când era Barcelona și cu Ronaldinho și era stătea pe tușă și ziceau jucătorii, a venit Ronaldinho, pac, uite, a jucat mai bine. Dacă mai ții minte și calificarea FCSB-ului de în meciul cu Mladá Boleslav, când a fost Mircea Lucescu în vestiar și a îmbărbătat și a contat foarte mult atunci. Cu Lucescu. Golul Panțâcu din ultimul minut, dacă mai ții minte da, de Mladá Boleslav. Totuși, când auzi de Mircea Lucescu, vorbești de un mare antrenor. Nu, e ca și cum, dacă și eu ca echipă, dacă eu ca amator mă duc și joc în un meci undeva pe stradă și îmi vine Mircea Lucescu sau chiar Răzvan, în prezența lui doar m-a motivat. E ceva ce îți dau ei, o stare de bine. Pe atunci ar trebui să gândească patronii din Liga 1 să nu mai angajeze antrenori, să angajeze antrenori pe proiect. La fiecare meci vine Mircea Lucescu,
Anghel Iordănescu, Miguel Rădoi, Cosmin Contra, fiecare meci să vină un antrenor. Sau un antrenor de imagine chiar. Adică să-ți vină, da, așa e, aș zice. Ar fi ceva să vină și Mourinho odată. Să vină Mourinho, ai și cu Argeș. Vine Mourinho, te îmbărbătează. Vine la Mourinho la Argeș. Mourinho este prieten cu familia Becali, deci ar putea să... Da, păi n-ai văzut cazul cu... Când a fost? Acum mulți ani, nu mai știu ce a fost. Giovanni Becali sau chiar Gigi era mână-mână cu Mourinho. Fost pozele alea de atunci. Cum să nu? Când făceam eu practică la Gareța Sportului în 2010, Mourinho a promis chiar că vrea neapărat să fac promoțiuri pe Inestul Europei și ar încerca să vină la Steaua era atunci, în viitor, după ce va câștiga un euro cu Portugalia, că ăsta e scopul lui. Da. Sau un mondial cu Portugalia, acum că euro s-a câștigat. Da. Și o să te rog acum, înainte de a vorbi de altceva, du-te pe mâna pe gain, stânga sus, stânga sus, mai sus. Sus de tot, de tot. Și de, mai sus. Și mută-l spre dreapta și tu vorbești. Atât. Atât, ea vorbește. Acum? E, altă viață. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, era doar o mică defecțiune tehnică, dar acum și-a revenit. A fost de la începutul emisiunii sau doar acum? Văd că acum a fost. Am înțeles. Da. Unde eram? La dacă Mourinho. Mourinho va câștiga mondialul vreodată cu Portugalia. Mourinho cu Portugalia? Totuși, dacă stau să mă gândesc... bine, Cristiano Ronaldo mai are un mondial de jucat, că deja și vârsta își spune cuvântul. Nu. Ar trebui să fie mondialul din Qatar acum, ultimul cu Ronaldo. Eu cred că e ultimul și nu cu pe altcineva. Vine João Felix din urmă. Nu știu dacă chiar o să fie. Bă, știi cum e cu Portugalia? Au luat europeanul, dar au luat-o noroc. Au jucat, au avut și noroc. Lumea spune că João Felix, dacă ar fi mai disciplinat, ar fi peste Ronaldo. În 2006, dacă nu... L-au ocupat în 2006 Portugalia. Da. Atunci. Ei, atunci puteau să ajungă mai departe. Știu că a jucat cu Franța în semifinale. Cu acel penalti marcat de Zidane. Deci aveau șanse mari să califice atunci. Chiar era o echipă de mondial. Acum nu prea mai trece de optim. Deci optim sfertul... Ei se opresc oricum în optim tot timpul. Nu știu. Mai departe nu-i văd. Depinde de cine traseu. Dar când a fost Scolari, a fost și la ei antrenor, lui s-a lipsă Scolari. Da, în 2008, după aia a plecat la Chelsea. A fost și în 2006, parcă. 2006 tot era, da. El ar trebui, pentru că Scolari a fost și la brazilieni. Tot o să fim serioși, a luat mondialul. Cu echipa aia Brazilie putea să ia cam oricine la echipa aia brazilieni în 2002. Păi, atunci chiar a fost o echipă de neînvinți. În 2002, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Emerson, deci au fost tare de tot. A fost cea mai bună echipă, cred că cea mai bună echipă a Braziliei, că am prins-o eu să văd meci. Ah, cred că zici all-time, că all-time a fost cel cu Pele. Și cea din 94, cea care a fost foarte bună, cea cu Romario și Bebeto. Bebeto, da. E, atunci a fost... Da, brazilienii, vorba, știi că motoul lor la federație este englezii au inventat, noi am perfecționat-o. Ei l-au făcut mai spectaculos, dar nu știu dacă l-au perfecționat. Tactic, ei stau foarte prost tactic, nu știu dacă urmărești campionatul Braziliei, e foarte... Acolo, în Brazilia e mai important să dai mai multe goluri decât adversarul, nu? Apărare nu prea este. Brazilia, mondialul, dacă îl mai ia, au avut noroc. Au avut șansa lor în 2014, dar în Rusia nu prea au făcut față. Nu știu ce să zic, dacă Brazilia mai ia mondialul în 10 ani, să zică mersi. Deși eu îi văd. Numai Brazilia va fi iară campion, mai mult ca sigur, în câțiva ani. Probabil. Eu voiam să spun că dacă Dan Petrescu s-a uitat la campionatul Braziliei, ar face infarct. Adică n-ar putea să vadă acele mai greșeli în apare care se fac acolo. Îi se ridică tensiunea, omule. Mai mult ca sigur, îi se ridică tensiunea. Și-a încheiat televizorul la prima greșeală, gata, numai. Stai, dă-i pe publicitate. Nu pot. Nu. Mai întâi să ne uităm la noi și lăsăm ca alte campionate. Noi trebuie să fim optimist, să mergem mai departe, dar nu văd nimic. Înainte să luăm pauză pentru a-l introduce pe Ovidiu Stângă, spune-ne cum ai vedea Costruia și pe cum vei vedea la anul Craiova, mai mult ca sigur cu două echipe în Liga 1. Două echipe. O să fie foarte interesant, spectaculos. Dar să văd un derby de Craiova, asta chiar vreau să văd și eu cum ar fi, dar chiar poate și pe Viu, dacă s-ar putea. Ar fi interesant, pentru că eu din Brașov, de exemplu, noi ne-am apucat să vedem în Liga 1 Forex și FC Brașov. A văzut Corona și FC Brașov, a văzut în 2014. Da, a fost Corona, dar nu a fost... echipa de tradiție era Forex și FC Brașov. Corona nu prea o avem la suflet noi. FC sau stea cum nimeni stea. Nimeni nu are la suflet Corona pe perioada asta. Nu, asta e ironic, te rog. Nu, eu zic că o să fie spectaculos, dar tot merg pe echipa de pe Oblemenco.
Pe amândouă de probleme în continuare. Amândouă? Da, s-au mutat și... Na, atunci eu zic... Nu, care e actuala echipă? CS Craiova? Păi nu, este Universitatea Craiova, este cea în Liga 1 și FCU este cea de Liga 2, așa este legal acum. Universitatea Craiova, o văd în continuare cea favorită. La clasament ce o văd, dar într-un meci nu știi ce poate să iasă, într-un meci direct. Nu, într-un meci, derby de Craiova, acolo se dă luptă zdravă. Că și la FCSB Dinamo, în clasament, clar FCSB va fi întotdeauna în față, dar într-un meci direct e... e... Nu prea, uite, la cupă n-a fost chiar așa. Păi asta spun, a fost un meci. Mi-e cam dor de Rapid să-i văd înapoi Liga 1, să fie derby de București iară. Eu nu prea vreau, las să mai vede și Alțari, deși Clinceni. Uite, Slobozia, că tot e doar din Mihalcea. Acolo Slatina, că o să fie din Tudoran la noi, să vede și alte orașe. Echipele astea mici, ce încep, Metaloglobus mai rămâne să-i văd. Metaloglobus chiar aș vrea să o văd în Liga 1. Păi cine nu? Și eu vreau. Alte echipe nu prea mai știu. Era la noi aici, vecinii noștri, dar s-au extințat Carmen București, care a blocat-o pe Steaua, dacă mai ții minte, da. În Liga 4. Care? Carmen București a jucat barajul cu Steaua și a mai ținut-o pe Steaua un an în Liga 4, a bătut-o în barajul de promovare în Liga 3. Aha, ok. Da, o vedea. Mulțumim pentru prezență și noi revenim cu Ovidiu Stângă în maxim 5 minute. Ne vedem. I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Asculți Art FM.
boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Art FM e altceva. Am revenit la Minutul Sportiv și alături de noi este antrenorul liderului din Liga 2, domnul Ovidiu Stânga, antrenorul lui FCU Craiova. Bună dimineața! Bună ziua! Sunteți pregătit de startul Ligii a doua? Bine, Craiova o să înceapă cu o săptămână mai târziu, din ce știm, față de restul echipelor. Suntem în parametri. Ne auziți? Am revenit cu domnul Ovidiu Stângă. Ne spuneați despre începutul de campionat, dacă sunteți pregătit. Pentru acest moment eu cred că suntem în grafic, ținând cont de faptul că am început mai devreme, am avut niște pași care au trebuit să-i facem, i-am realizat, zic eu, bine, la ce oferă România, așa că așteptăm reluarea competiției. Vedeți ca un avantaj faptul că aveți o săptămână de pregătire în plus față de restul echipelor, având în vedere că nu jucați cu turist etapa aceasta? Poate să fie un avantaj, poate să fie și dezavantaj. Pentru că noi când am început, turistul încă era înscris în campionat, așa că am făcut un plan de pregătire cu prima etapă începând chiar cu meciul cu turist. Trecând o săptămână în plus, am schimbat puțin, iar sunt puncte diferite. Din punctul meu de vedere, eu cred că este un dezavantaj. Sportiv vorbim, nu că ne afectează pe noi, eu știu, rezultatele celelalte. Este clar că echipa dumneavoastră nu mai poate pierde play-off-ul cu siguranță, însă cum vedeți lupta după ce intrați în play-off, după ce va începe play-off, cum vedeți lupta la promovare? Cu cine vă veți lupta?
cineva în lupta e greu de spus, pentru că sunt foarte multe echipe care au nivel de divizia a doua, unele chiar de prima divizie, pentru că dacă ne uităm la meciurile din cupă, au reușit să ajungă foarte multe echipe din divizia a doua către un nivel bun de Cupa României. Nivelul jocului a demonstrat că fotbalul românesc la nivel de divizia a doua este bun și asta este un lucru pozitiv, zic eu. Și vom avea cu siguranță o echipă din Liga a doua în semifinalele cupei, fiindcă avem Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj în sferturi. Se atrează sorția acum. Sunt avantaje și dezavantaje și pentru noi și pentru ei. O să aibă un moral mai bun, dar o să aibă și un program mai încărcat. Fiecare echipă gestionează momentele așa cum își dorește, acum nu depinde numai și numai de ei, depinde și de noi. Ce ar însemna pentru dumneavoastră încă o promovare cu Craiova? Ați mai obținut una în 2006 ca antrenor cu aceeași echipă. Pentru mine personal îmi stai seama că o să fie o bucurie și ceva care nu se întâlnește multe ori în viață. Pentru suporteri, eu cred că ar fi un lucru foarte, foarte mare, atâta timp cât nu au putut să fie alături de echipă la un nivel de primă divizie. Și de asta muncim, de asta ne antrenăm să-i facem bucuroși pe ei. Și cum credeți că va arăta Craiova cu două echipe în Liga 1? Dacă este pregătit orașul pentru două echipe în Liga 1? Craiova este pregătită pentru că Craiova are foarte multe... foarte mulți jucători tineri care poate să facă pasul către fotbalul profesionist, iar cu două echipe, atunci șansele sunt mai mari să acopere un număr mai mare de jucători. Ca și nivel de suporteri, e ceva diferit, pentru că sunt suporteri și suporteri, sunt oameni și oameni. Prezența, dacă e să promovăm, cu siguranță vom avea un număr mare de tot de suporte, pentru că eu văd reacțiile și atmosfera din echipei. Vreau să vă întreb, primul meci pe teren propriu, cel de peste trei etape, cu CS Mioveni, vei juca pe Oblemenco sau la Turnul Severin? Cum a rămas? La ora aceasta se va juca pe Oblemenco. La ora jocului se vor schimba multe, dar cu șanse minime. Adică există o posibilitate mică să se schimbe, dar este foarte mică posibilitatea. Dar în principiu Craiova va juca în Liga 2 pe Oblemenco anul acesta. Da, da, da. Ne bucurăm foarte mult. Spuneți-ne dacă vă uitați la Liga 1, dacă mai aveți timp. Mă uit pentru că sunt om de fotbal și mă uit atât cât îmi permite programul. Și cum vedeți lupta la titlu anul acesta? Sincer, o vedea favorită pe Steaua, dar cu prestația din ultimile etape, poate să schimbe datele probleme. Și o ultimă întrebare, fiindcă știm că dumneavoastră ați antrenat și echipa de fete a lui PSV Eindhoven. Cum vedeți fotbalul feminin din România și ce, dacă vi se pare că a crescut foarte mult, deoarece nu așa ni se pare? S-a dezvoltat foarte mult fotbalul feminin la noi. Numeric s-a dezvoltat. Calitativ încă este loc de mai bine, pentru că totuși senioarele care ajung să joacă la un nivel de primă divizie nu au înjunirea foarte bună. Procesul acesta nu pot să-l rezolv după zi de alta. Competiția, antrenorii, infrastructura la fel de dorit și atunci este foarte greu să ai un nivel de echipă națională să te poți compara sau lupta de la egal la egal cu echipe care sunt mult, mult mai avansate decât noi pe ceea ce înseamnă infrastructură, organizare și competiție. Deci Cristi Dulca are o misiune foarte grea la echipa națională de fotbal feminin, să înțelegem. Da, atunci să mă întreb pe mine, nu foarte grea, mai mult decât foarte grea, pentru că nu pot să... La fotbal feminin nu mai există surprize, ca să fiu mai clar. Așa, la fotbalul masculin mai sunt surprize. Dar în fotbal feminin nu există surprize, pentru că echipele cotate foarte, foarte bine
nu prin zile proaste. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și vă așteptăm din nou să vorbim despre promovarea în Liga 1 a Craiovei după ce veți promova în luna mai, bănuiesc. Cu plăcere și să ne bucurăm împreună. Sănătate! Mulțumim, la revedere! Aceasta a fost tot pentru astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare când avem o ediție surpriză dedicată unei echipe foarte iubite din Liga 1. O săptămână cât mai frumoasă! Rămâneți cu Monica Frangulea și noua emisiune Design Talk.